Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă rețetă! Dragii mei, astăzi ne-am gândit să facem o rețetă specială, foarte veche și foarte delicioasă și cu puține ingrediente. O să facem cartofi țărănesc cu costița asta, Kaiser afumat. Haideți să vă arăt ingredientele. Dragii mei, ca de obicei, noi nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, deci noi gătim pe sărăcie. Deci... Lasă acum, Doamne, iartă-mă. Nu, deci uitați, trei ingrediente am și facem o mâncărică delicioasă, care o să mâncăm cu murătură. O să vedem ce o să scoatem. Am mai multe, am și castraveți, am și ceapă murată. Mai avem noi murături, o să vă aduc și o să vedem ce ne alegem. Da, asta se mâncă cu murătură. O să facem cartofi țărănesc. Eu aici, dacă vedeți, am fiert deja cartofii în coajă. Încă este fierbinte, n-am curățat-o. O să curăț acum cu voi și o tai cu voi. Care avem aici în jur de un kil. Aici, uitați, eu am Kaiserul ăsta, așa, vă 200 de grame aici, că e trei felii și mai grosuțe. Și am două cepe și am câteva căței de usturoi. Nu o să pun tot, că eu am acolo vreo 6-7 căței micuțe, dar o să punem vreo 3. Deci ceapa punem tot, două cepuțe mică, 4 căței de usturoi, sare și boia. Boia nu poate să lipsească. Deci, din atâta o să facem o mâncărică, eu zic, pentru noi delicioasă. Haideți să tăiem cărnița, ceapa și să curățăm cartofii. M-am gândit în felul următor să fac cărnița, uitați, să le tai așa, uitați așa. Așa m-am gândit eu. Ce zici? Sau să le fric, dar le fac așa. Dă-i drumul mai departe. Bună ziua, dragilor! Deci, bine, se poate și întreg. Uitați, puteți să o frigeți așa, dar puteți să o tăiați și așa, cuburi sau coțcă, cum doriți. Asta după preferință, nu-i musai să o tăiați ca mine. Faceți cum vreți dumneavoastră, să vă placă, să vă convine. Eu o fac așa pentru noi. Da. Și ăsta o las întreg, ca să punem așa lângă. Deci ne ajunge asta. Ajunge, Doamne, mulțumesc, că nu-i pe sărăcie. Mulțumim, Dumnezeu, că avem. Deci am tocat cărnița, care o să vină prăjită. Și acum o să toc și cepuța. Ceapa! Nu mai zice cepuță, că nu place. Păi, dar e mică, uite ce mică e. Nu e bai, ceapă asta mică. Chiar că e cepuță, nu e mai ceapă. Mică. Deci e mică. Așa că... Te rog să filmez aici, că vreau să adun cărnița într-o farfurie. Uitați așa, o punem aici. Și asta punem aici. Și o punem deoparte. Și acum o să tăiem ceapa. Uitați, ceapa le tăiem... Așa, că o să vină dat cu boiaua. Hai să... Sunt micuțe astea, nu sunt așa mai... Sulzi de da. Pește. Le tăiem mai subțire, ca să se pătrundă. Hai să le tăiem.
Deci facem cartofi țărănesc cu Kaiser. Se vede ce repede și ce ușor face. Eu acum nu știu dacă vă place, nu vă place. Am încercat să vă fac rețete la minut, foarte delicioase, cu puține ingrediente, cu foarte puține ingrediente. Eu numai rețete ieftină, simplă, ușoară și rapidă vă fac de la o vreme. Sper să vă placă, să încercați și voi, să faceți și voi. Cel mai bun, cel mai simplu e bun. Nu ne complicăm viața. Simplu și sănătos. Și uitați cât usturoi am aici, dar nu o să curăț eu tot, să facem un pic de loc. Am cât usturoi să pun? Atât. Uitați, eu am curățat aici o grămadă de usturoi, dar nu știu de ce. Oare de ce am făcut eu atâta? Te-ai gândit că îți mai trebuie pentru altă dată. Gel. Fac o prostie, știți că de... eu nu-mi duc aici cu mine o cârpă de bucătărie. Usturoiul nu le amestecăm cu ceapa, că nu le punem odată, le punem separat și vreau și să le zdrobesc. Hai să le zdrobim, că iese aroma mai bine dacă le zdrobim. Că nu le-am zdrobit de aia și vreau să fie zdrobit, o să le mai mărunțesc. Că ăsta le punem chiar la final. Deci după ce... Ioi, că-i tare! Punem foarte mult usturoi și ceapă. Na, acum mai tocăm un pic. Asta vine în cartof, nu? Da, după ce e gata, se pune pentru gust. Normal, cartofii țărănesc se fac numai cu ceapă călită. Dar eu pun usturoi la final pentru gust. Deci asta e varianta mea. Voi o faceți cum o doriți dumneavoastră, v-am mai spus. Nu trebuie să le faceți exact ca mine. Faceți cum vă place. Important, dacă vă place rețeta, dacă vreți să încercați, o faceți. Asta e varianta mea. O să-mi spuneți că asta nu-i cartof țărănesc. Eu așa fac. Dacă vă place, faceți după mine. Dacă... Și acum o să pun usturoiul și... Golesc. Nu usturoi un bol. Ca să avem loc pentru cartofi. Am luat tot usturoiul, nu a rămas nimic. Avem usturoiul pregătit, ceapa pregătit, Kaiserul pregătit. Acum nu rămâne decât să pregătim și cartofii. Și... Deci curățăm cartofiorii. Cartofii sfert foarte bine. V-am spus că am fiert un kilogram de cartofi în apă cu sare, foarte bine, care o să le tăiem așa mai cuburi mai mari. Și ceapa am tocat-o, vedeți, e aici, așa, și am pus-o într-un bol. Usturoiul, ceapa, Kaiserul, tot e pregătit. Mai avem de curățat cartofii și imediat suntem gata. Uitați cum tăiem cartofii. Așa, eu așa le fac, așa, așa. Cuburi mai așa, mai mari, vedeți? Așa. Așa, ăsta e tăiat, da, așa. Deci, voi puteți să tăiați rondele, puteți să tăiați cuburi mai mari, mai mici, după preferință, nu. Acum fiecare cum le place, cum le convine, cum îi la îndemână, eu m-am gândit să le tai așa. Acum o curăț de coajă, coaja o pun aici în farfuria asta și cartofii o tocăm pe tocător imediat. Aș putea să le curăț și după aia să le tai, da? Nu mai atâta boluri, atâta ăsta. Facem simplu,
că gătim la noi acasă pentru noi. Și pentru dumneavoastră. Da. Vă invită Mihai la masă. Așa că, uitați, asta e și cuțit mare, ar trebui una mai mică ca aș lucra mai repede cu ea. Uităm unul mai mic? Sau dacă vrei. Vedeți că e caldă, că iese aburi. Numai ce am fiert-o. Și am zis că nu. Am fiert-o să curăț, să o fac cu voi. Puteam să o fierb, adică să o curăț prima dată, să o fierb în apă. În apă cu sare și după aia să... Dar am zis că o fierb în coajă, că mere mai repede, dar puteți și în apă cu sare să o fierbeți, că n-are nimic. Ori în coajă, ori în apă cu sare curățat, tot cartofii și tot fiertii, tot tăiatii. Deci, acum depinde după preferință cum doriți să faceți. Dar v-am spus, se poate și așa, și așa, cum vreți. Imediat o curățăm, că n-avem foarte mult, că nu facem enorm de mult. Din asta o să mâncăm noi de două ori, că am făcut cam mult, chiar am făcut mult de data asta. Știți că când fiert nu poți să fierb un cartof. Nu. Hai să fim sinceri. Uite. Așa. Eu le-am tăiat așa, voi tăiați rondele, eu o tai așa. Și o punem în bol. Aici avem bolul pregătit, să le punem în bol. Și așa facem până gătăm, să pregătim tot. Haideți numai să fac eu cu mâna, să vedeți ce repede mere. Mai repede ca cu cuțitul. Cu cuțitul mere mai greu. Nu-mi plac cartofii ăștia, să știți. E un cartof care se fierbe foarte, foarte greu. Când îmi iei cartofi, să nu mai îmi iei cartofi roșii, să-mi iei cartofi albi. Că ăștia roșii nu m-au plăcut, nu au avut nici gust bun. Acum mai am o singură dată să mai fac cartofi și mi se gata cartofii. Și credeți-mă că n-au gust, să fierb foarte greu și să așa... care rămâne așa întreg, așa dur, nu dulci, cum era mai de mult, așa, nu știu, asta așa, deci nu-s bun, no, într-un cuvânt, nu-s cartof bun, sincer. Așa de tare și le-am fiert, jumătate de oră am fiert la foc încet, ca să se facă foarte bine. Normal, cartofii în 20 de minute trebuie să fie fierte. Eu am fiert vreo 30-35 de minute și încă tari, foarte tari. Păi, nu-s cartofii la fel ca și oamenii. Exact, ăsta mai bătrân cartofii. Nu, Mihai? Tineri, alții mai bătrâni. Am știut că zice Mihai așa, de-aia am zis, da. Că o fi bătrân. Tu ești mai tânără, adică mai bătrână, eu mi-s mai tânăr. Ce să facem? Și dragilor, da. Nu contează vârsta, contează inima și sănătatea. Da. Da. Știți care e diferența între mine și Mihai, nu? Ce să ia? Așa v-aș poc și s-a dus. Nu știu dacă v-am povestit, dar cred că v-am povestit și voi știți care mă urmăresc, mă gândesc. 13 ani diferență. Știe că între mine și Mihai este diferență de 13 ani.
Mihai acum face 55 de ani. În 26 februarie. 52. Da. Doamna Margareta, 1 martie. Și eu mi-s născută pe 1 martie de mărțișor. Luăm un mărțișor la doamna Margareta, neapărat. De ziua ei. Da. Și un ghiocel, dacă da. Mai este. Știi că am văzut deja ghiocel. De ce nu mai luat? Cu Miriam. Zi. Da, m-am dus cu ea la... Unde la... La engleză, da, pe unde îl duc cu mine și... Lasă, cum mă, că... O să lăm când mai vezi să-mi iei. Da. Păi normal, cum nu? Știți că mie îmi plac foarte mult florile și mai ales noi am pus ghiocei la noi în grădină și anul ăsta nu mai o reseri, dar nu știu de ce. Fiindcă eu știu de ce că Mihai acolo o săpat și probabil o fi tăiat acolo rădăcina, cine știe ce-o făcut acolo de nu mai o ieșit. Și noi în fiecare an, dacă nu ieșea de la noi, să luăm și puneam un pahar, dacă nu, cumpăram. Și noi n-am stat nici într-un an fără ghiocei. Foarte faine ghiocei. Uitați-vă aici, eu am curățat tot cartofii, nu mai avem. Asta e tot. Acum punem cojile aici, că o să le aruncăm și spălăm aia. Este Mihai negru. Să-mi spui acum că, mai că... scăpăm câte unul. Acum mai mâncăm și cu negru, nu? Mai vedem, la urmă, mai luăm. Da. Hai să gătăm repede acum, că o durat până am curățat, nu? N-am putut mai repede decât așa. Acum suntem gata, nu mai... Uitați-vă aici, repede mere, deja și suntem gata. Eu le-am tăiat așa, cum v-am arătat. Voi... Ba, sunt bun cartofii, mie mi-e plac. Îți bun? Da, uite, am luat unul. Așa bucăți. Da, așa fără gol, fără sare. La Mihai nu-i mai, știți bun. Că nu-i mai place sarea, piperul, nu-i hai mai nu mai facem mine. Atâtea mofturi, oameni buni, mâncăm ce nu avem. Nu mai mă lasă să pun piper în mâncare. Așa foarte că... bun. Hai am făcut să... Dumnezeu, Doamne, câte bunătăți, câte frumusețe în lumea asta. Tot și o vrut și n-o vrut omul. No. Uite aici ola un punct. Ce? Ăla, la un punct asta acolo. Păi oricum o să mai rămână ei acum. Măcar ce vedem. Da. Așa. Hai, asta o să vină spălat, neapărat. Și mă spăl și eu pe mână și merem. Dar vreau să vă spun. Cartofii fier, curățat, tot e pregătit. O să merem la aragaz unde am pregătit o cratiță cu un stropuleț de ulei și să vedeți cum punem, cum le facem imediat, ce repede să face. Și pregătim farfuria și mâncăm. După cum se vede, am pregătit aici o cratiță și am pus un pic de ulei în ea. Și lăsăm un pic să fie fierbinte și o să punem, uitați, să se prăjească. Nu-i fierbinte uleiul, dar... Prăjeșteam și luăm o paletă de aici care amestecăm, că noi vrem să o prăjim, să rumenim. Un pic carnea, o scoatem afară și prăjim în continuare ceapa. Deci și eu așa fac că cartofii țărănesc, o să vedeți. Deci prăjim carnea, o tragem la tigaie, o rumenim. O scoatem și prăjim ceapa, moiei, da, o moaie. O muim. Nu ați mai auzit așa ceva. Da. Vă zmec. Nu vă zic așa. Nu știu ce am făcut ceva. În jurătură. În jurătură? Da. 30 și cât de ani? 30 de ani, da. Nu, nu. 30. Cât am știut, mai am rămas. N-am învățat în plus, nimic. Mi-a n-o vorbit cu niște copii, niște copii s-au ajuns.
Asta e. E bine să știi, că nu e de vin. Normal, indiferent de vin, de care așa. Te descurci, în lume, nu știi pe unde ajunge. Da, fetele mele, mai ales Maria. Maria vorbește foarte mult, și germană, și engleză, și spaniolă, și ungurește. Și toate limbile aproape le știa. Da, și vorbește Maria. Nu, nu știe nimic. Da, să vă spun că mă învețe să fie bine. În nota din obri să mă învețe eu. Să nu ia pe secretele. Da, și nu e crească, mă. Dar ce să trezești așa de greu? Vedea că îi stai pe casa. Da? Da. Nu te ajută, nu te ajută, nu te ajută. Nu te ajută, nu te ajută. Să mai încerc. Asta nu trebuie așa tare, trebuie să poate mânca așa. Bine, Mihai, o să nu le trăjim așa foarte tare, că la Mihai nu-i place. Uitați așa, ca să iau o altă paletiță, care le pot scoate, că cu ăsta nu pot să le scot. Uitați, că ăsta și le scurge de ulei, vedeți? Și o punem aici în farfurie. Poate o să ne străpească. Eu zic că e strășită bine, nu? Da, e foarte bine. Da, eu mâncă de la șoate, la fumat. Uitați, am scos aici tot. Și acum, dacă am scos tortita, prima dată punem ceapa. Acum o prăjim și ceapa, foarte bine. Așa. Avem ceapă multă, dar avem și cartofi. Uitați, ce, a mai rămas o costiță, uite. Păi unde te rătăcite? N-am văzut-o. Și acum pe asta trebuie să punem un pic de sare. Să se moaie mai bine. Uitați ce fain se face ceapa. O să folosim pe ea. O să folosim și boia. Dar acum punem prima dată un pic de sare. Și o să mai punem, dacă mai cere, cartofii. Așa. Am pus un pic de sare și o moiem, să fie moiem. Iar o moiem, frate, mă, Nea Marine, unde ești? Cartofii fierți, nu mai trebuie foarte mult lăsat. Uitați, după ce ceapa este bine rumenit și moale, mai lăsăm un pic, încă nu. O să vedeți imediat, punem și usturoiul, punem boiaua, cartofii și să merg să ne aduc ceva murătură din spate. E, acum, după ce... Acum, uitați, aici. Punem și usturoiul, ați văzut? Iată. Mă duc câteva castraveți. Castraveți duci? Da. Ai aici ceapă murată. Ardei, eu te numere. Ăla merge cu fasole, ce mai merge? Ciorbă. Așa. Și acum, repede, punem cartofii. Și ăștia cartofii se rănești. Numai acum ar trebui sare, piper și un pic de verdeață, ăsta.
Păi verdeață eu pun și gustăm și dacă mai este, dar piper nu pot să pun din cauza lui Mihai. Uitați-vă aici, dragii mei, ce bine arată, ce cu sac de ceapă mult. Eu am vrut să fie cu mai mult ceapă, voi puteți să puneți mai puțin. Eu am pus că mie îmi place ceapa, voi știți. Și... eu mă duc după castraveți și da. O arătăm. O să revenim la farfurie. Aștept cartofii noștri sărănești. Da, uitați-vă cât mai avem. Deci, uitați, am pus și asta peste, kaiserul prăjit. Aici am tăiat niște castraveți murați de la noi din borcan. Așa că am pus și felia aia de costiță. Așa arată farfuria noastră. Eu zic că arată extraordinar, miroasă, nemaipomenit. Este foarte bun. Uitați-vă aici, multă ceapă. Kaiserul a prăjit cu de toate, deci e o mâncare sănătoasă, cum era pe vremuri, cum nu mâncam noi. Asta e o mâncare foarte veche. Să știți că la noi așa se făcea cartofii, deci cel puțin bunica mea așa ne pregătea. Acum voi că o faceți altfel, nu știu, dar la noi în casă așa se pregătea cartofii țărănesc. Exact cum v-am arătat eu acum, așa făcea și bunica mea. Eu am făcut acum exact cum mâncam eu când eram copil acasă. Atunci așa se mânca. Eu nu știu dacă o să ziceți că e bun, că nu e bun, că e sănătos, că nesănătos, dar este bun. Ceva extraordinar de bun. Ați văzut cât de repede se face, nu străbă multe ingrediente la ea, că din două ingrediente am făcut, ce am folosit Kaiser, ceapă și cartofi, trei ingrediente. Și burătură dacă vrei pui, dacă nu, nu. Deci aia oricum, o mânci pe lângă. Dar mâncarea am făcut-o din trei ingrediente, dragii mei. Așa că asta este mâncarea noastră, așa arată. Nu rămâne decât să vă doresc poftă să bună. Să veniți cu noi la masă. Haideți că vi invităm la masă și vă spunem la revedere! La revedere!